Însă, Părintele Rafael Voinică are acest lucru. Nu că este greu, este imposibil. Însă Dumnezeu de toate le face posibil. Și dacă avem pe Dumnezeu și avem pe Maica Domnului, i-avem pe Sfinți, avem Biserica, avem Sfânta Liturghie, înseamnă că este posibil. Și în această situație delicată din lumea noastră. Așadar, dragii mei, să nu te zbântăriuiți. Întotdeauna este soluție. Mitropolitul Bartolomeu de Via Mie spunea din amfonul catedralei din Capitale, că ori de câte ori Dumnezeu încărbuie încercare, dă și soluție. În același timp, doar că noi trebuie să avem ochii duhovnicești care să pătrundă în gândirea și planul lui Dumnezeu în ceea ce ne privește. Oricum, orice încercare îngăduită de Dumnezeu este în favoarea noastră. Pentru că Dumnezeu nu poate face rău. Și atunci, tot ceea ce Dumnezeu îngăduie asupra omului, este în favoarea lui. Însă, revin și cumplez, trebuie să intrăm în logica lui Dumnezeu, în gândirea lui, în voia lui, în ceea ce ne privește. Și dumneavoastră știți cu toții prea bine și aceasta, că noi am vrea toți să se lucreze în viața noastră în voia lui Dumnezeu. Deși insistăm de multe ori în rugăciunile noastre, cerând punctual anumite lucruri. Însă și dacă cerem punctual, să încheiem precum Domnul nostru Iisus Hristos. Nu voia mea, ci voia ta. Și dacă va fi voia lui Dumnezeu, în cele din urmă, tot de la Părintele Rafael, ne vom da seama că Dumnezeu așa că este lucrurile ne este mai bine decât am putut noi gândi. Așadar, vă doresc din tot sufletul să-L aveți pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfinții, să ascultați îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care zice să avem și gândirea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă avem gândirea lui Hristos, intrăm în logica lui Dumnezeu, am vrea să fie creini. Și niciodată să nu disperați, pentru că Dumnezeu, ori de câte ori îngăduie încercare, dă și soluție. Nu cumva noi să stăm pe geam și ușa să se deschidă imediat foarte rar. Că atunci pierdem. Pentru că am să-i
Încă o dată mulțumesc părintele, mulțumesc maicilor, da. Mulțumesc părinților, părinților, născuților și dumneavoastră, tuturor celor care ați venit astăzi cu toți rugăciunea în mănăstirea noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze.